Sora Maria era și bolnavă. Și numai un pic, vă rog să nu vorbiți, să fiți atenți aici. Mă vorbesc eu. Sora Maria, Dumnezeu să o binecuvinteze și să o facă ca pe Maria. Să o facă o femeie bună. E normal, asculta cuvântul lui Dumnezeu și era și bolnavă. Noi ne-am rugat Domnului, e călătorie, umbla la adunare. Slavă Domnului, era foarte bolnavă și a venit și la noi, la biserică, să ne rugăm Domnul Iisus Hristos pentru ea. Era foarte bolnavă, așa e Maria? Foarte bolnavă și ne-a rugat în numele Domnului Iisus Hristos să-i facem ungere. Noi ne-am rugat, slavă, ne-am făcut ungere și Domnul a lucrat, Domnul curat în viața. Ia că se simte bine, frate. Slavă Domnului. Ascultă Dumnezeu rugăciunea. Biserică. Ascultă-te, că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, care trăiește prin credință. Slavă Domnului Iisus Hristos. Iată, a devenit o femeie credincioasă și datorită că Dumnezeu s-a atins de ea, slavă Domnului Dumnezeu, i-o tăiat inima împrejur prin cuvânt și datorită că s-a atins de mădularele ei, aleluia, și Domnul vindecat, slavă Domnului Iisus, e s-a hotărât, slavă, să se împace și cu Domnul, să se pocăiască, aleluia, pentru că dorește nu numai să fie vindecat, e dorește să fie și salvat. Și acum vreau să-i pun o întrebare. Sora Maria, de ce vrei să te pocăiești? Să fiu iertată, salvată și mântuită. Aleluia! Să o binecuvintez.